România are un rol important în Organizația Internațională a Francofoniei, iar în acest sens, secretarul general al organizației a sosit la București în prima sa vizită oficială în România. Plecând de la premiza că educația este o punte a dialogului între civilizații, președintele României, Klaus Iohannis, și secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei au ținut alocuțiuni în cadrul evenimentului, adresând totodată felicitări invitaților speciali, laureații la etapele națională și internațională a Olimpiadei de Limbă Franceză 2018, cât și profesorilor lor, elevii fiind desemnați ambasadorii limbii franceze în România. Colegiul Național Pedagogic Carol I și implicit orașul Câmpul Lung a fost reprezentat de eleva Ioana Tuțu și profesoara Mihaela Grigorescu. În urma rezultatului pe care l-am obținut anul trecut la Olimpiada Națională de Limba Franceză, am participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, organizat la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie am fost desemnat ambasador al limbii franceze în România. Mă bucur să am șansa de a promova limba franceză, dar și valorile francofoniei, și îmi doresc ca această experiență inedită să fie urmată și de alte succese. În cadrul vizitei oficiale la București a doamnei Louise Mushikivabo, secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei, Palatul Cotroceni a găzduit o întâlnire emoționantă a iubitorilor de limbă franceză dedicată francofoniei. În cadrul acestei întâlniri au fost premiați laureații Olimpiadei de Limbă Franceză, etapa națională, etapele naționale și internaționale. În cadrul acestui eveniment, acești elevi au fost desemnați ambasadorii limbii franceze în România. Este un titlu onorific, acela de ambasador al limbii franceze în România, care reprezintă în același timp o încununare a unui efort deosebit depus de eleva noastră, Ioana Tuțu, eleva Colegiului Național Pedagogic Carol I. Pornind, având ca punct de plecare educația ca punte a dialogului între civilizații, cele două alocuțiuni importante din cadrul evenimentului, și anume cea a președintelui Klaus Iohannis și cea a secretarului general al Organizației a Francofoniei, s-au adresat elevilor și profesorilor care i-au coordonat pe aceștia, punând deci în valoare cei doi poli importanți ai unei societăți educate, elevii și profesorii. Ziua Internațională a Francofoniei este sărbătorită anual pe data de 20 martie. Cele 75 de țări membre celebrează Ziua Internațională a Francofoniei prin diverse manifestări culturale, acest eveniment apărând în anul 1998.